Salut, prieten! Astăzi ne jucam în miriscul joc Minecraft! Pentru că de ce nu? Ați văzut la mine pe canal că eu am pus sete nume Roblox, dar am zis să mă joc Minecraft pentru că eu mi-am luat cu un premium, mi-a dat bunica bani de cu un premium și pentru că eu sunt ocilar, dacă nu vezi de seama, eu am, da, hai să vă fac cunoștință cu mine, eu sunt Nova Porunga, am câțiva ani și eu, nu o să spun câți, pentru că spuneți-mă în comentarii cam câți ani credeți că am eu. Bine, tipul ăsta apare mi-a dat speed pentru o secundă. Deci spuneți în comentarii. Alright, nu băgați în seama rage quit-urile mele pentru că sunt unele mai ciudate. Ca să vă dați seama, eu nu m-am mai jucat în Minecraft în viața mea. Cum am spus, mi-a cumpărat bunica, mi-a dat bani pentru că am luat și eu acolo un 7 la evaluarea dintre a 8-a și na, ce am spus, o să dai să-mi cumpere Minecraft. Pentru că eu îmi doresc asta de când aveam, cred că 2 ani, de când am aflat eu de Minecraft, cam prin clasa aceea. De atunci, fraților, eu vreau Minecraft, de vreo 7 ani eu vreau Minecraft, dar na. Nu mi-a cumpărat nimeni Minecraft cam premium în cercul de... Am uitat să menționez astea. Vine și tipul ăsta la... Vine și tipul ăsta la clean-up, nu este ok. Tipul ăștia, nu înțeleg că violența nu rezolvă nimic, dar... Tipii ăștia, nu știu de ce, dar... sunt ciudat, tipul ăsta e ciudat, tipul ăsta are față de porc, tipul ăsta se duc cu capul jos. Ce am vrut să vă spun? Hai să vă mai spun niște informații despre mine. Eu, cum v-am spus, sunt Nova Porunga. Și ca să vă mai spun o dată, spuneți-mi în comentarii cam câți ani credeți că am. Da, cam cu aproximație, vă rog frumos, pentru că... Sunt o divă, da? Și îmi plac cârnații. Mai mult cârnații cruzi și deoarece ăia fac ca un gust mai... Ce scuze? Eu când mă sperii, dar mă sperii ca o prințesă frumoasă, deci... Da, sper să nu vă afectez așa mult range quitterile mele, deoarece poate o să vă placă, de poate nu o să vă placă și o să mă fac de râs. Anyway! A, da, știi așa. Cer scuze, mi-a picat bățea din gură. Pentru 2 secunde am realizat că... Da, deci nu eu am făcut pava-pau ăla la început. Și dacă vreți să mă adăugați, să vorbesc cu voi, o să facem live, gen ăla, în direct, mama! Și da, eu sper să vă placă canalul meu, se numește Nova Porunga. Și v-am mai spus odată, spuneți în comentarii cam câți ani credeți că am eu. Eu cred că am 3 ani. Dar dacă nu m-aș cunoaște, veni la mine și a spune că sunt prea prost ca să fac YouTube, dar bunica mi-a spus că mi-a mai grab numai ca să mă vadă cum fac eu 1000 de abonați. Vă rog frumos să-și dați un subscribe pentru bunica.
Băi, frumos! Aaa! Tipul ăsta nu a dat subscribe! Hai să-l batem! Copile, tu ai dat subscribe! Dă coarcul! Vino să te bat cu mine dacă nu! Nu, atunci o să te bat, dacă da! A, așa, deci, tipul ăsta va da subscribe în următoarele momente. Deci, să vedem cum vor crește abonații în mod excesiv. Din păcate, a intrat o reclamă peste noi și... pare rău, dar... așa se întâmplă când e divă mare, țin pre reclame să sponsorizeze aia! Scuze pentru toate, toate, toate lumele care când e divă trebuie să te mai abții. Stați că-mi sună telefonul. Da, dragă, ce faci? Da, eu filmez aici Minecraft. Vrei să ne jucăm? Da, fac un video cu tine, cum să nu? Da, hai, spate, la spate, că trebuie să revin. Am revenit băieților și fetițelor. Nu știu dacă sunt fată sau băiat. Scrieți și asta în comentarii, dacă sunt fată sau băiat. Practic, am cam dat semne de femeie, dar e așa că sunt o femeie de prost. Aoleu, deci dacă vreți să-mi auziți vocea fără să fiu ca o pițeleată, dați acolo un like, o să fac voce reveal. La 20 de like-uri fac voce reveal. Deci, subscribe la... cred că așa se numește butonul ăla. Aaaa, ce hackeriță proastă, mă, dă-te dracu. La 20 de like-uri, eu... Nu, hai să zicem, la 10 abonați, eu voi face voce reveal în care nu voi... în care nu voi vorbi așa ciudat, deci... o să-mi auzi și acolo mie vocea, deci o să... să fie foarte interesant. Amor. Da, nu crește să mă joc eu mai tata. V-am spus, 10 abonați și eu fac pe voce reveal. Nu știu dacă e vocea cantare, dar... muzica cantare, dar na. Da, după cum bine v-am spus, o să fac voce reveal la 10 abonați și câteva like-uri. Vă rog frumos, dați acum un like. Dacă vă vedeți... dacă vă vedeți ce fac, nu uitați să dați acum un like. Și... da, o să fac și voce reveal, dar... oh, da... o să... sper că... o să vă placă vocea reveal. Nu știu dacă... cum o să vi se pare vocea mea adevărată? Pentru că... practic și asta e vocea mea adevărată! Da, dacă vreți să-mi auziți vocea adevărată, dați voi acolo un subscribe și dați pe butonul de like! A, hai să vă fac un tutorial cum să dați pe butonul de like! Da. Așa fac eu când mă nevez. Îi dați pe butonul de like și eu vă dau... hai să vă spun, dacă scrieți în comentarii hashtag vrem voce adevărată, eu o să vă dau inimioară și o să mă abonez la canalul vostru. Vă convine? Ha, ha, ce prost! Ca să știți, eu stau în... stau pe scaunul meu. Deci, eu stau pe scaunul meu, nu pe orice... chestii pe care credeți voi că... am spus că vă fac tutorial cum să apăsați butonul like. Da. Vedeți, acolo jos scrie subscribe, scrie că... scrie like sau apreciez. Da, dați voi acolo pe ăla și o să se facă albastru, papar de mare magie. Da, o să se facă albastru dintr-o dată și... înseamnă că ați dat like. Dar asta nu dați pe ăla cu degetul în jos că... vine babor și mă... voia dracu. Deci, sau dacă nu dați like, voia dracu. Da. Dacă mai știți cum e... când ești divă, îți permiți să vorbești așa. Hai să vă spun, dacă sunteți copii micuți și n-aveți voie și vorbiți de că părinții voștri, spuneți-mi în comentarii că nu o să mai vorbesc așa, mă rog. Anyway. Da, hai să vă spun cum se... tutorial cum să vă abonați, tot așa lângă dislike, deci v-am spus, nu?